Neus Grenadier a venit în sfârșit în România. El este succesorul spiritual al originalului Land Rover Defender, dar și un concurent pentru Jeep Wrangler și Mercedes G-Class. Această mașină are pe ea practic cele mai bune componente care se pot cumpăra în momentul acesta de pe piață și să le luăm pe rând. Punțile sunt de la un fabricant italian de tractoare, Carraro. Cutia de transfer este de la Tremec, o firmă americană specializată în așa ceva. Arcurile sunt de la Albach, amortizoarele sunt de la Koni. Direcția cu bile recirculante este de la Bosch. Și nu în cele din urmă, motoarele, aici avem dieselul cu 6 cilindri linie de la BMW, dar există și un motor pe benzină tot cu 6 cilindri tot de la BMW. Cutia automată cu 8 trepte este de la ZF. Și de asemenea, trebuie să mai spunem că mașina a fost dezvoltată de inginerii de la Magna, care s-au ocupat și de proiectarea lui Mercedes G-Class și se produce într-o fostă uzină Mercedes, unde se producea Smart-ul și care a fost retehnologizată pentru Mercedes EQA și EQB. Ineos Grenadier are o construcție de off-road clasic, cu punți rigide față și spate, un șasiu separat, care are o secție în studii foarte grosă, grosimea tablei este de 3,5 mm, se poate vedea aici, în zona din față. De asemenea, are o cutie de transfer cu diferențial central blocabil și cu reductor. Aceasta este versiunea Field Master, care are standard doar diferențialul central blocabil. Există și versiunea Trial Master, care vine cu încă două diferențiale blocabile, față și spate, pentru teren foarte greu. De asemenea, garda la sol este de 264 de mm, fiind absolut suficientă pentru acțiuni mai dificile în off-road. Suntem în Ineos Grenadier, pe drumul dintre Valea Doftanei și Săcele, așa numitul drum DN1 Amic, pe care guvernul se chinuie de vreo 20 de ani să-l asfalteze și să-l transforme în alternativă la DN1A și DN1. Să vorbim puțin despre planșa de bord a lui Grenadier, care este o combinație între clasic cu aceste butoane clasice pentru climatizare și pentru diverse alte funcții. Aici mulți dintre voi vor recunoaște un schimbător foarte familiar. Este schimbătorul de la multe modele BMW de acum una sau două generații, de la cutia Steptronic. Lângă el se află un levier mai clasic, în stilul celor de la Aro, pentru comutarea din high în low sau pentru blocarea diferențialului central și trecerea în low. Trebuie să menționăm că la Ineos se poate cupla reductorul și fără a bloca centralul, sau se poate bloca și centralul și trece apoi în low. Mai avem aici tot de inspirație BMW, controllerul moștenit, inspirat de la BMW, și avem acest buton off-road care ne dă o serie de informații foarte utile în off-road. De exemplu, aici avem înclinările laterală și longitudinală și altitudinea. Suntem deja la 962 de metri. Tot aici mai avem un lucru foarte important la o mașină off-road, mai ales dacă tractați o rulotă după voi. În afară de temperatura apei din motor, avem și temperatura uleiului din cutia de viteze și din cutia de transfer. Și de asemenea, mai există un sistem pe lângă navigația clasică, se numește Pathfinder, pe care se pot înregistra pe baza semnalelor GPS rute în off-road sau se poate descărca o rută deja preprogramată. Nu există un tablou cu instrumente de bord, decât un mic display în care sunt martorii de avertizare și totul este afișat pe acest display central.
sunt niște mici erori în bord la această mașină. Apare că tire pressure este scăzută, dar presiunea neuri este ok. Primele impresii în off-road sunt foarte favorabile. În primul rând se confirmă soliditatea șasiului. Mașina se simte foarte rigidă în off-road, nu scârție, nu tremură nimic. De asemenea, cursa suspensiei de 550 de mm permite un contact cu solul chiar și pe abordarea unor zone foarte denivelate. Nu există un reglaj adaptiv pentru suspensie, dar nici nu ai nevoie pentru că este reglată din fabrică ideal pentru off-road. Confortul este la rulare, este la cel mai înalt nivel și suspensia este foarte silențioasă. Impresionează de asemenea motorul diesel de BMW. Priviți aici, avem doar 1500 de ture în treapta a treia și motorul nu tremură. Are deja o grămadă de cuplu, 90% din cuplu enorm de 600 de Nm este disponibil deja de la o durație foarte mică, fiind ideal pentru off-road. Cutia ZF este similară cu cele din alte modele BMW, însă aici vorbim de un raport de multiplicare al curții foarte scurt, care ajută foarte mult în off-road și chiar n-ai nevoie în multe situații să cuplezi reductorul. Mai trebuie spus că direcția cu bile recirculante furnizată de Bosch a fost singura soluție, este singura soluție inginerește vorbind în cazul în care ai pute rigidă pe față, pentru că o direcție cu cremalieră n-ar rezista șocurilor din off-road. Problema acestei direcții este că este foarte lentă și indirectă, iar la primele modele Ineos produse, ea nu revenea la punctul mort. Acum, inginerii de la Ineos au realizat că această mașină nu este cumpărată doar de cei care merg pe off-road, ci și de oameni care o conduc pe șosea sau doar pe macadam, și de aceea au remediat această problemă la direcție. Aceasta, așa cum am spus, este versiunea Fieldmaster doar cu diferențialul central blocabil. Reductorul este standard la toate versiunile. Versiunea Trailmaster mai are două diferențiale blocabile față și spate, dar până acum n-am avut nevoie nici să blocăm diferențialul, nici să cuplăm reductorul. Vom ajunge mai încolo la urcarea pe pasul Predeluș, unde probabil și din cauza ploii care a căzut de curând va fi nevoie de mai multe capabilități off-road. Suntem pe cea mai complicată porțiune dintre Valea Doftanei și Săcele. Suntem la 1158 de metri altitudine. E timpul să cuplăm reductorul. Am cuplat cutia de viteze în N și din high trecem în low. Acum suntem cu reductorul blocat, cu reductorul cuplat, dar fără diferențialul central cuplat, nu cred să avem nevoie, și începem să coborâm ușor. Garda la sol foarte mare nu pune niciun fel de probleme. Cursa suspensiei foarte lungă de 550 de mm ne permite abordarea oricăror denivelări. Coborâm pe un curs de apă. Neurile AT nu sunt cele mai potrivite pentru off-road greu, dar sunt absolut suficiente. Aderența este extraordinar de bună și de asemenea consolele față, în special față, consola față este foarte scurtă, astfel că avem un unghi de atac foarte bun. Nu avem niciun fel de probleme. Coborâm ușor, fără
skill de scent control, doar modulând pedala de frână cu piciorul.